Chișinăul rămâne ferm pe poziții și nu intenționează să anuleze prevederile noului cod vamal, potrivit cărora firmele din regiunea transnistreană sunt obligate să plătească taxe vamale după ce 10 de ani s-au bucurat de scutiri în acest sens. Precizările au fost făcute de vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, după întrevederea cu așa-numitul ministru de externe al regiunii transnistrene, Vitali Ignatiev. Negociatorii Chișinăului și Tiraspolului s-au întâlnit după o pauză de 7 luni. Discuțiile au avut loc marți la sediul OSCE de la Tiraspol. Noul cod vamal aprobat de Chișinău și reacția acidă a Tiraspolului în legătură cu prevederile acestuia a fost principalul subiect al discuțiilor. Сначала подчеркнуть, что Кишинев также нацелен на мирное разрешение Приднестровского конфликта. И наша цель состоит именно в том, чтобы разрешить все спорные вопросы, которые возникают, мирным путем, путем переговорного процесса. Într-un comunicat de presă al Biroului Politicii de Reintegrare se precizează faptul că Vitali Ignatiev a invocat obiecții față de prevederile noului cod vamal al Republicii Moldova și a acuzat Chișinăul că nu a avertizat Tiraspolul despre intenția de a introduce taxe vamale pentru firmele din stânga Nistrului, lăsând astfel administrația regiunii și agenții economici într-o stare de confuzie. Într-o declarație pentru presă făcută după discuții, Oleg Serebrian a dat asigurări că prin această măsură, Chișinăul în niciun caz nu vrea să creeze impedimente artificiale pentru antreprenorii din stânga Nistrului, ci doar aduce activitatea acestora în câmpul legal național, cu respectarea regulilor de concurență loială. Относительно этих пошлин, я бы назвал их чисто символическими, потому что предприятия, которые работают в Приднестровье, зарегистрированы в Кишиневе, но работают в Приднестровье, в принципе, они не платят ни НДС, не платят ни акцизы. Таким образом, говорить о какой-то отрицательной дискриминации этих предприятий не может. Тем более, что мы отменили таможенные процедуры, которые раньше платили предприятия. Если считать по 2023 году, где-то 60-70 миллионов лей. Serebrean a mai precizat că 80-85% dintre întreprinderile din stânga Nistrului realizează importuri și exporturi spre și dinspre țări cu care Republica Moldova are încheiate acorduri comerciale, ceea ce înseamnă că presiunea fiscală nu va fi mare. Предприятие из Приднестровья 80-85% это предприятия ЕС, СНГ, Турции, Великобритании, страны, с которыми мы имеем договор о свободной торговле. В принципе, здесь таможенные пошлины не În comunicatul emis de Biroul Politicii de Reintegrare se mai arată că negociatorul șef de la Chișinău a mai accentuat necesitatea evitării acțiunilor unilaterale și discriminatorii în privința fermierilor din raionul Dubăsari și școlilor cu predare în limba română. În comunicat se mai arată că Chișinăul și Tiraspolul și-au exprimat deschiderea de a intensifica interacțiunea în formatul de lucru al reprezentanților politici și cel al grupurilor de lucru sectoriale, iar în timpul apropiat urmează a fi convocați experții din sfera ocrotirii sănătății. Ultima dată, Oleg Serebrian și Vitali Ignatiev s-au întâlnit în data de 20 iunie 2023.